Astra Giurgiu a fost la 10 minute de calificare în grupele Europa League, dar minunea nu s-a întâmplat. După un 3-2 acasă, formația giurgiuveană a pierdut cu scorul de 2-0 întâlnirea cu AZ Alkmaar. După o partidă în care a tras un singur șut pe poartă, iar în prima repriză nu a atins mingea în careul advers. A fost o partidă pe care cu siguranță nu o să o uităm ușor, mai ales că după înfrângerea de aseară, România rămâne după 12 ani fără o echipă calificată în grupele unei competiții fotbalistice europene. Partida a debutat cu tatonarea celor două echipe, apoi AZ a preluat controlul și și-a creat prima situație periculoasă în minutul 17, când Oros a respins din fața porții. Minutul 24 îl pune în evidență pe Silviu Lung, care a respins șutul la colțul scurt al lui Henriksen, iar apoi s-a remarcat la șuturile lui Van der Lieden și Haie în minutul 26, în decurs de câteva secunde. Primul atac al Astrei a fost semnat de William de Amorim în minutul 32, care a trimis un șut de la distanță peste poartă. În finalul primei reprize, Budescu a executat o lovitură liberă. Era minutul 44, dar Roșie prinde balonul și prima noastră ocazie se irosește. Apoi Johansson cu un șut peste poartă din care semnează ultima ocazie a primei părți, în minutul 45. După pauză, Silviu Lung intervine remarcabil la șuturile lui Johansson și Huppertz în minutul 50. A urmat apoi câteva ocazii ale Astrei, dar Alibek a tras puțin pe lângă, în minutul 54, iar Budescu șutează și el pe lângă poartă un minut mai târziu. Lung mai respinge odată șutul lui Huppertz în minutul 58, apoi Astra a replicat prin Găman, care a reluat peste poartă cu capul după un corner. Lung mai apără odată la Janssen în minutul 68, iar apoi Astra a reușit să țină mingea departe de poartă pentru o perioadă. O eroare de apreciere a lui Lovin a dus la comiterea unui fault la 18 metri de poartă lui Lung, iar Joop van der Linden a deschis scorul, mingea trecând inexplicabil printre mâinile lui Silviu Lung. Portarul nostru s-a mai remarcat odată, deși prea târziu, la șutul lui Haie în minutul 83, dar nou intratul Robert Muren a tranșat soarta meciului în minutul 84, după ce a dejucat pasul offside al apărării giurgiuvene. AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, 2-0 și povestea noastră europeană se oprește aici. După eșecul din Olanda, toți ochii s-au îndreptat spre tehnicianul Marius Șumudică, mai ales că acesta a abordat partida la 180 de grade față de cum declarase în mai multe rânduri înaintea întâlnirii. Ratarea calificării aduce pe lângă deziluzie și orgolii rănite și complicarea situației financiare a clubului, pentru că banii ce ar fi venit de la Europa League ar fi descurcat multe. Personal, cred că e mai important Europa League în momentul de față, ținând cont că de acolo vin ceva bani, ceva bani care se reflectă bine în situația clubului. Am mai duce așa un an de zile. Una peste alta, antrenorul echipei s-a declarat deosebit de supărat la finalul meciului cu olandezii și a vorbit despre problemele cu care se confruntă clubul Astra. Șumudică a lăsat să se înțeleagă că echipa pe care o antrenează are mari probleme și a mai spus că se abține să dezvolte subiectul. Antrenorul a găsit de cuvință să transmită public mulțumiri jucătorilor și a declarat că este mândru de ceea ce au realizat în cupele europene, în condițiile date. Sunt foarte nervos, dacă mi-aș da drumul la gură, are și scandal mare și n-are rost. Ar fi fost o calificare istorică având în vedere ce se întâmplă. Sunt foarte curios să văd ce va urma. Viitorul e sumbru, ne punea mari speranțe în banii din Europa. Sunt probleme, dar nu vreau să dezvolt. Jucătorii mei sunt eroi pentru tot ce au făcut. Au realizat în condiții foarte grele ce s-a reușit. Sunt mândru chiar dacă am pierdut calificarea, am făcut greșeli care nu trebuiau făcute, a spus Șumudică la Digi Sport. Meci de pregătire pentru Dunărea Giurgiu înaintea startului Ligii a 4-a. Aseară, stadionul din Port a fost gazda întâlnirii dintre echipa din Giurgiu și formația FC Compress Gym București. După cum vedeți, suntem la ultimul test de pregătire, de omogenizare, de asamblare a echipei în vederea debutului în acest campionat. Am definitivat și lotul. O să-l vi-l publicăm, o să vi-l transmitem ca să-l aveți și dumneavoastră la dispoziție. Conducerea clubului este încrezătoare în parcursul la pregătirea al echipei și spune că și-a stabilit ca obiectiv locurile 1-2 la finalul turului, iar la sfârșitul campionatului participarea la play-off. Cât privește accederea în Liga 3, președintele clubului ne-a declarat. Asta este un obiectiv mai îndepărtat, primul pas fiind primele două locuri la sfârșitul turului. Au urmat declarațiile despre lotul cu care Dunărea va începe campionatul județean la 15 septembrie. Lotul este numeros. Avem jucători de valori apropiate pe fiecare post, care sper eu că va face față Ligii a 4-a, bineînțeles pentru locurile 1-2.
Partida de pregătire de aseară dintre Dunărea Giurgiu și AFC Comprești din București s-a încheiat cu scorul de 6-1, la pauză 3-1. Echipa giurgiuveană a mai susținut recent un meci de pregătire la Ploiești cu Astra 2, partida încheiată cu 4-1 pentru echipa gazdă.